Final de zi, final de Constanța Black Sea Air Show, ediția a doua. Suntem foarte mândri, suntem foarte bucuroși, ne-am odihnit foarte puțin în ultimile zile, dar a meritat din plin, pentru că suntem la capătul unui eveniment care atrage, așteptăm cifre de la jandarmerie, atrage undeva spre 20.000 de vizitatori, așa cum am avut update-uri cu câteva ore în urmă. Suntem bucuroși pentru că evoluțiile au fost cu adevărat spectaculoase, așa cum am anunțat și am promis publicului nostru. Am rugat pe toți cei care vin la eveniment să ne aducă cer senin și am spus de fiecare dată, în fiecare postare, de restul ne ocupăm noi. Și eu cred că ne-am ocupat cum se cuvine, pentru că oamenii au văzut un alt fel de eveniment. Cred că noi constanțenii avem nevoie de evenimente de acest calibru. Am să spun asta foarte clar. Constanța, Mamaia, nu sunt destinații de mărunțiși, să spunem așa, de evenimente la kilogram sau... Eu cred că ceea ce am dovedit în acest eveniment astăzi, în numai 7 săptămâni și jumătate, într-o echipă foarte mică de coordonare, dar extrem de fermă, extrem de riguroasă, cred că a arătat cum se face un eveniment la standarde impecabile. Vrem să mulțumim publicului în primul rând. Fără public, nimic din ceea ce am pregătit noi aici nu ar avea valoarea și nu ar însemna pentru noi răsplata pentru ceea ce am făcut. Intrarea a fost liberă. Ne-am dorit ca oricine să poată să ajungă la acest eveniment, deși am văzut cu toții, au fost cozi întregi, kilometri întregi de mașini. Pe de-o parte ne bucurăm, ne-am fi bucurat să nu se stea atât de mult în trafic. Însă, mulțumim, din nou am să o spun, în numele tuturor organizatorilor, publicului nostru, sunt foarte mulți constanțeni, dar foarte mulți turiști, sunt oameni care au venit numai pentru o zi, această zi, sau pentru o zi și o noapte, pentru a vedea acest eveniment. Foarte mulți fotografi pasionați, foarte mulți spotteri, foarte mulți fani ai aviației civile și militare, care au avut încredere să vină la acest eveniment pentru sute și mii de fotografii și zeci și zeci de experiențe fascinante. Vreau să mulțumesc în același timp presei, fără presă nu am fi avut public, și fără presă, sigur că nimic din ceea ce am pregătit aici nu s-ar fi văzut și nu s-ar fi auzit la fel și înainte și sperăm noi și după. Vă invitam pe toți să aveți încredere în ziua de luni, când anunțăm deja după prima ședință de organizare, august 2024, Constanța Black Sea Air Show, ediția cu numărul 3. Mulțumesc și eu!